Ce s-a schimbat? Disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 5-a. Pentru această activitate vei avea nevoie de o coală A4 și un instrument de scris. Adaugă fișa la finalul activității în portofoliul tău. Îți mai aduci aminte care era jucăria sau jocul preferat atunci când erai la grădiniță? Care a fost prietenul tău cel mai bun când erai în clasa pregătitoare? Ce îți plăcea cel mai mult să faci când erai în clasa a doua? Acum ești elev în clasa a cincea. Gândește-te puțin și răspunde la 3 întrebări. Care este activitatea ta preferată acum? Cu cine îți place să-ți petreci timpul liber? Care este cea mai evidentă schimbare la tine din ultimii 2 ani? Perioada de vârstă în care te afli în acest moment poartă numele de preadolescență. Aceasta începe în jurul vârstei de 10-11 ani și se încheie în jurul vârstei de 14 ani. În această perioadă apar multe schimbări pe mai multe planuri: fizic, mental, emoțional și social. Schimbările cele mai ușor de observat sunt cele în plan fizic. Creșterea în înălțime este mai evidentă în rândul fetelor. Există totuși diferențe între preadolescenți. Unii cresc mai repede, alții mai lent. Așa că nu te îngrijora dacă nu ai crescut la fel ca și colegii tăi din băncile din spate. S-ar putea să recuperezi pe parcurs. Creșterea în greutate este un alt aspect observabil la această vârstă. Este bine să fii atent la ceea ce mănânci. Ai grijă la chipsuri și hamburgeri. O idee bună ar fi să practici sport. Tu ce sport practici sau ți-ar plăcea să practici? În plan mental se dezvoltă gândirea și înțelegerea. Cei de vârsta ta înțeleg mai bine urmările unor acțiuni. Probabil poți să te gândești ce se întâmplă dacă nu te asiguri când traversezi strada sau ce se întâmplă dacă vii la școală nepregătit pentru ore, nu-i așa? Memoria se îmbunătățește, astfel că poți reține mai multe informații decât până acum. Limbajul este în continuă dezvoltare, așa că profită și citește. Apropo, care este ultima carte citită? Ți s-a întâmplat în ultimul timp să treci de la o stare de veselie la una de tristețe? Dacă da, nu te îngrijora, aceste schimbări sunt normale. Dacă nu, probabil ți se va întâmpla și ție. Tu ce emoții ai simțit atunci când a început școala? Dar când ai dat primul test din acest an? Probabil ai constatat că ai mai mulți prieteni în ultimul timp sau că ți-ai schimbat prietenii, că petreci mai mult timp cu ei atât față în față cât și comunicând online. Acum, ia foaia și descrie în 5 cuvinte grupul de prieteni din care faci parte. Tot în această perioadă, cei de vârsta ta devin mai independenți, adică le place să ia decizii în ceea ce îi privește. De exemplu, aleg cu ce să se îmbrace, cum să se tundă sau ce telefon să-și cumpere. Tu ce decizii asemănătoare ai luat în ultimele 3 luni? Până data viitoare, caută o fotografie a ta făcută în ultimii 5 ani și una recentă. Analizează ce s-a schimbat la tine în plan fizic și apoi fă un tabel asemănător cu acesta și notează ce alte schimbări ai observat în ultimii ani, făcând referire la grupul tău de prieteni, la preocupările tale, la modul în care înveți sau la felul în care te comporți acum. Notează minim 3 schimbări. Ar fi interesant să analizezi ceea ce notezi acum, peste 4-5 ani, când vei fi deja adolescent. Preadolescența este o vârstă frumoasă și uneori dificilă. Aceasta aduce multe schimbări care sunt normale. La unii preadolescenți, modificările se produc mai devreme, la alții mai târziu. De aceea, încearcă să nu te compari cu colegii sau prietenii tăi, deoarece tu ești unic, special și minunat.